Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este consultantul fiscal Dan Schwarz. Bun găsit și mulțumim foarte mult că ați revenit. Mulțumesc și eu pentru invitație. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Dan Schwarz, o să vă propun să discutăm în această întâlnire despre economia internațională, pentru că e relevant și pentru fiecare dintre noi. Dar haideți să începem mai întâi cu o discuție extrem de concretă legată de modificările fiscale pe care le-a făcut Guvernul României la finalul anului trecut. Le ținem minte. Lărgirea bazelor de impozitare sau modificări de ordin tehnic, cel puțin așa păreau. Introducerea binecunoscutei deja, că e obligatorie, e-factura, sistemului de e-factura. Când tragem linie după prima lună și am intrat deja în a doua, cum? Cum se văd aceste modificări fiscale? Aceste modificări fiscale, de la bun început, n-au fost privite cu multă simpatie de mediul de afaceri. Pentru că, deși la nivel declarativ impozitarea în România n-a crescut, la nivel efectiv, impozitarea în România a crescut în mod semnificativ la sfârșitul anului 2023 și va continua să crească în 2024. Sunt mai multe unghiuri din care aceste modificări ar trebui privite. Primul unghi este acela al definirilor. Ele au fost definite la nivel politic drept o reformă fiscală. La nivel tehnic, eu fiind un tehnician în principiu, n-am recunoscut elementele reformei decât în mică măsură. Mai degrabă, ceea ce am observat a fost o schimbare masivă de legislație fiscală făcută foarte repede, făcută fără consultarea reală cu mediul de afaceri, fără transparența necesară unui succes al unor astfel de măsuri fiscale, pentru că dacă explici, dacă ești transparent și dacă convingi, șansa ca la nivel de contribuabil să se observe o creștere a gradului de conformare voluntară, crește. Dați-ne câteva exemple concrete, domnule Schwarz. Păi, vă dau cel mai concret exemplu. Legea 296, despre care s-a spus că a fost discutată, de fapt a fost discutată rapid în Parlament, fără să fie comentată serios de către organizațiile de business și nu numai, pentru că nu numai organizațiile de business sunt contribuabili în România. Organizații sindicale, organizații culturale, de toate categoriile, pentru că toți suntem impactați de această lege. Celebra ordonanță 115, supranumită ordonanța Trenuleț, care a fost al doilea act normativ important la sfârșitul anului trecut, cu intrare în vigoare de anul acesta, a apărut pe surse, în ghilimele, în diverse variante, la un moment dat chiar ministrul finanțelor spunând că una dintre variante, pe care toată lumea o considera drept variantă finală, n-are nicio legătură cu realitatea legislativă și că el nu știe de unde a apărut în piață. S-a dovedit că o bună parte din ce era inclus în acel document care nu există, în ghilimele, s-a transformat într-un act normativ. Iar dacă cele două acte importante normative au ajuns în spațiu public fără o consultare serioasă cu principalii cu principalii parteneri sociali ai guvernului, dacă schimbările pe care cele două acte normative sunt, pe de o parte, numeroase din punct de vedere cantitativ și cu implicații foarte serioase din punct de vedere calitativ, asistând, fac aici o paranteză, la o creștere de fiscalitate într-o perioadă în care s-a vorbit despre stagnare, în cel mai rău caz, al fiscalității, dacă nu chiar de o scădere a fiscalității. Ca să facem o discuție lungă, ceva mai concentrată.
Aceste acte normative au avut părți bune, au eliminat, de exemplu, facilități fiscale care nu se mai justificau, pentru că fuseseră de mult promovate, iar motivul pentru care și rațiunea pentru care au fost promovate în momentul de față practic nu mai există, dar în același timp au dispărut facilități fiscale care încă ar fi fost necesare și care pun România într-o poziție dificilă în relație cu ceilalți, hai să spunem, vecini ai noștri, concurenți, eu le spun, din punct de vedere fiscal. Deci, odată am asistat la o astfel de situație, situația facilităților fiscale. Au fost introduse noi taxe semnificative, impozitele minime. Impozitul minim, care este aplicabil în cotă de 1% pentru companiile cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane, impozitul specific, care se plătește în industria de petrol și gaze, impozitul minim pe cifră de afaceri pe care trebuie să-l plătească băncile, impozite care sunt în cote foarte mari, între 1 și 2% din cifra de afaceri, ceea ce este enorm. Duc la o impozitare efectivă a profitului cu mult peste 16%, cota unică cu care suntem obișnuiți toți. Și în ultimul rând, prin ordonanța Trenuleț, au fost introduse multe, foarte multe nedeductibilități. Deci cheltuieli de business care în mod normal și rațional sunt deductibile, pentru că sunt făcute în mod evident în scopul derulării afacerii, au devenit peste noapte nedeductibile. Implicațiile încă nu se văd. Se vor vedea însă pe măsură ce termenele de plată a impozitului pe profit se vor derula. Scopul declarat al acestei creșteri de fiscalitate a fost găsirea unor surse de bani pentru a aduce bani mai mulți la buget. Asta a fost socoteala. Deși au existat voci care au atras atenția că atunci când crești taxele, nu este obligatoriu să obții mai mulți bani. Reprezintă astfel de voci. Concret la buget. În prima lună, sau deja suntem în a doua sau chiar a treia lună, ce observăm în mod concret? Socoteala lor de pe hârtie se potrivește cu socoteala economiei reale? În mod concret, statistic, am observat în ianuarie o creștere a indicelui inflației. Asta am putut să vedem cu toții. Asta am văzut cu toții. În ceea ce privește nivelul de colectare, încă nu avem suficiente date pe care ANAF să le facă publice. Probabil că vor fi făcute publice la sfârșitul primului trimestru. Deci nu știm în momentul ăsta dacă au reușit să aducă mai mulți bani la buget. Dacă au reușit să aducă mai mulți bani la buget. Dar, teoretic, atunci când intervine o astfel de schimbare legislativă bazată pe creșteri semnificative de impozite și taxe, nivelul de colectare în primă instanță tinde să meargă în jos. Pentru că sunt mai multe motive, dar principalul motiv este dat de teama contribuabililor de a nu face față noi provocări fiscale. Și atunci, în mod instinctiv, aceștia caută soluții mai mult sau mai puțin legale pentru a evita plata noilor impozite și taxe. În ce măsură lucrul acesta se va transforma în sport național, cum era în începutul anilor 90, când toată lumea făcea tot posibilul ca să evite plata taxelor, vom vedea, este prea devreme. Dar teoretic asta ar trebui să se întâmple. Deci creșterile, cine speră o creștere semnificativă a veniturilor statului ca urmare a modificărilor de legislație fiscală pe termen foarte scurt, după părerea mea, nu are o judecată economică, ci o judecată aritmetică. Aritmetic, da, așa rezultă. Ați remarcat mai devreme că inflația în ianuarie a crescut de la 6,6 în decembrie la 7,4 în ianuarie. Și puneți această creștere de inflație în legătură directă cu acțiunea guvernamentală de creștere a taxelor și impozitelor. Este unul dintre factorii de influență, dar nu e singurul. Puteți să explicați pe înțelesul tuturor de ce atunci când crești taxele și impozitele în
noiembrie se scumpește mâncarea în ianuarie? Pentru că piața reacționează, are nevoie de un interval de timp în care să reacționeze. Sunt modificări și deci nu mă refer aici numai la creștere de taxe. Am avut, de exemplu, plafonarea adaosului comercial la anumite produse de primă necesitate. În perioada Crăciunului urmează o altă plafonare, acum în perioada Paștelui. Ce se întâmplă? Și care a fost reacția pieței? Normal că cei care au pierdut, fiind obligați de prevederea legală de a-și diminua marjele comerciale, normal că ei au încercat să recupereze din altă parte. Și într-o parte au scăzut prețurile, dar în altă parte au crescut, pentru că n-aveau de unde să recupereze diferența de profit pierdut. Nu poți să faci un business fără să faci profit. Scazi prețul la pâine, îl crești la șampon. Nu neapărat la șampon. Îl crești acolo unde poți, unde te lasă piața. Și de asta... Nu, am dat exemplu cu șamponul, pentru că acolo au fost cele mai mari creșteri de la ianuarie, deci, la decembrie. Există și o altfel de creștere. În funcție de elasticitatea prețurilor, în raport de cerere și ofertă, în special creștere generată de creșterile de taxe indirecte, TVA și accize. Ca să înțelegem, plafonarea prețurilor, adică intervenția statului prețuri. Este o idee proastă? Este o idee proastă. Este o idee antieconomică. Este o idee de care România s-a lovit timp de peste 50 de ani în perioada comunistă, când prețurile în piață erau controlate direct de către stat. Statul, neștiind în niciun moment care sunt resursele, care sunt capacitățile economice, care sunt aturile, care sunt resursele, rezervele pe care le poate folosi? Și asta plecând numai de la ținerea prețurilor sub control, în mod artificial. Și atunci cum vă explicați faptul că, deși oamenii plătesc mai mult, nu? Astfel de măsuri de intervenționism în prețuri sunt privite cu simpatie de o mare parte a populației? Pentru că oamenii au în mod natural tendința de a aprecia, asta e din cauza istoriei pe care România a avut-o, intervenția statului în economie. Oamenii simt nevoia de paternalism. Oamenii simt nevoia de grijă a cuiva față de ei. Și atunci când văd la televizor sau citesc în ziare sau în social media că guvernele țărilor, guvernul României și altele, că nu numai România face, guvernul României face chestia asta, are grijă de populație și tinde să țină prețurile cât se poate de jos. În Franța a existat acest discurs politic foarte virulent, de fapt un discurs populist. Și chiar au încercat să țină prețurile jos prin metode administrative. O poți face, dar nu poți face pe termen lung și cu rezultate economice pozitive. Riscul major fiind exact cel despre care vorbeați mai devreme. Dezechilibrarea raportului cerere-ofertă, dezechilibrarea economiei și reacția negativă a economiei la elementele intervenționiste. Bun. Domnule Șvarț, vă propun să facem așa, să luăm o scurtă pauză, continuăm însă discuția când ne întoarcem. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă, invitatul zilei de astăzi, consultantul fiscal Dan Șvarț. Domnule Șvarț, am discutat puțin despre economie și efectele directe sau indirecte pe care modificările fiscale aduse de guvern le-au avut asupra economiei reale. Le vor avea. Și le vor avea, desigur că suntem abia la începutul anului. Exact. Dar o întrebare cu un răspuns scurt, după care elaborăm. Folosiți e-factura? Suntem obligați. Chiar dacă nu există sancțiune în momentul de față pentru nefolosirea e-facturii, povestiți-ne, e un nonsens să nu o folosești. Povestiți-ne, că bănuiesc că v-au sunat și mulți colaboratori și mulți cunoscuți, clienți și așa mai departe. Povestiți-ne întâmplări legate de e-factura din economia reală.
Sunt foarte multe, sunt foarte multe întâmplări. Nu înseamnă că ideea e-factură nu e sigur idee că ideea este foarte bună. Care să dea rezultate. Nu se poate spune în mod absolut că este o idee proastă sau este o idee bună. Se poate spune doar în mod relativ că este o idee care s-ar putea să dea rezultate. Digitalizarea și aici trebuie să digitalizarea meargă. N-ai cum. Bun. Este extrem de importantă. Nu putem să mergem mai departe fără să digitalizăm. Revin la rugăminte. Deci vă sună un prieten sau un client și vă spune... Și îmi spune, de exemplu, că vrea să downloadeze toate facturile din spațiu virtual. Și nu poate. Și mă întreabă ce să facă. Și eu răspund, n-ai ce să faci, decât, eventual, să apelezi la o aplicație care trebuie să fie bine construită și care să te ajute să faci această operație cu rapiditate. Ele, în mod natural, se extrag din spațiul virtual una câte una. Când ai 10 facturi, e simplu. Dar când ai 50.000, ce faci? Prin urmare, sau există deja astfel de aplicații care încearcă să extragă facturile din sistem. Toate bune și frumoase. Statul român lucrul ăsta. Dar asta înseamnă costuri pe care nu toți și le permit. Și chiar dacă și le permit, costurile astea trebuie recuperate de undeva. De unde vor fi recuperate? Prima tentație va fi să fie recuperate din preț. Deci ne putem aștepta ca o consecință a e-facturii la o creștere de un lucru inflație. Bun implementat defectuos. Nu este defectuos, este incomplet. Pentru că totul a vrut să fie făcut foarte repede. Polonezii au făcut același lucru. În momentul de față au oprit operațiunea. Tocmai pentru că au zis că e prea repede ca să produce o schimbare atât de importantă. Este una dintre situații. Au fost situații în care sistemul a căzut. N-a fost căzut definitiv, dar a prezentat sincope. Oamenii se sperie. Aolo, ce ne facem? A căzut sistemul. Deja au început să se mai obișnuiască. Se mai întâmplă și un alt fenomen și acest fenomen ține de modul de a gândi al fiecăruia. Marea majoritate a celor care sunt obligați să emită facturile în spațiul virtual, deci să le emită electronic, își pun problema dacă faptul că ei emit facturi pe care oricum le emiteau cu mașina, nu puteau să le emită de mână pentru că nimeni nu mai făcea, sau foarte puțin mai făceau factură cu pixul, în ce măsură această digitalizare va avea efecte asupra scăderii evaziunii fiscale? Pentru că facturile sunt emise de regulă de companiile corecte. Sunt situații, au fost situații în care s-au emis facturi în mod fraudulos, celebra fraudă subveică pentru TVA, este cunoscut. Dar astea sunt cazuri de excepție, nu sunt regula. Exact. Una dintre temerile cele mai mari sunt însă cea pe care o enunțați puțin mai devreme, și anume faptul că cei care emiteau facturi, lucrau cu acte și înainte de factura, vor lucra și acum. Rămân în continuare în afara radarului, absolut, digital sau pe hârtie, cei care comiteau evaziune fiscală fără. Factura limitează frauda documentată și documentară. Este indiscutabil acest lucru. Deci este un pas în față. Absolut. Este un pas absolut esențial în lupta contra evaziunii fiscale. Cu siguranță. Ea ar trebui dublată însă de... Aici există într-adevăr o parte pozitivă a sistemului și șanse ca cel puțin frauda mare în zona TVA de tip suveică sau altele similare, nu vreau să dau idei pentru că mai sunt și alte modalități de a frauda, vor fi
dacă nu eliminate, vor fi limitate în mod semnificativ. Uitați, mulți dintre noi s-au întrebat totuși cum se întâmplă acest tip de evaziune, un indiciu, știm, dar vedem și niște indicii concrete. Orice marfă care nu e produsă în România trebuie să intre printr-un punct vamal. Fie că e port, dacă e marfă de import. Sau fie că dacă e marfă dacă de import. Dacă e marfă provenită din interiorul Uniunii Europene. Mă refer la marfă de import. Acolo e o zonă unde se face multă evaziune fiscală. Zilele trecute ne uitam că șefii mari ai unui birou vamal din București au fost reținuți de DNA pentru că cerau mită. Cerau mită și 50.000 de euro pentru de la un singur om de afaceri pentru un transport de marfă mai mare, e adevărat. Lucrurile astea nu se pot opri, nu se pot rezolva? Teoretic totul se poate. Practic însă este nevoie de multe lucruri pentru ca să ajungem să scăpăm de problema noastră cea mai mare, care este corupția generatoare de evaziune fiscală. Eu pun pe primul plan corupția în ceea ce privește apariția evaziunii fiscale și mica șmecherie făcută de aici și acolo, care generează și evaziune fiscală minoră, o pun în plan, în plan secund. Ca să se poată face evaziune fiscală la nivel, hai să spunem, cu ghilimele, industrial, este nevoie de complicitatea? Nu-i spun complicitate, de lipsa de vigilență a controlorilor. Se face evaziune la nivel industrial în România? Ce spun statisticile? Așa cum spuneam mai devreme, în anii 90 era aproape sport național. Și în 2024? În 2024 lucrurile sunt mai sofisticate. Este mult mai greu de făcut acum evaziune fiscală decât era atunci. Acum România este în Uniunea Europeană. Taxele vamale, de exemplu, sunt taxe europene, nu sunt taxe pe care le colectează bugetul României. Noi doar le colectăm pentru a le trimite la Bruxelles. Mm. Și pedepsele pentru fraudarea bugetelor europene sunt foarte mari, sunt mult mai mari decât pedepsele pentru fraudarea bugetului național al României. Deci există mai multe obstacole în calea evazioniștilor. Nu numai taxele vamale sunt subiect de evaziune fiscală. Principalul loc unde apare evaziunea fiscală este TVA-ul. Taxa pe valoare adăugată. Apare aici odată, pentru că impozitul, prin structura lui, este generator de tentație, pentru că este extrem de birocratic, extrem de stufos și greu de controlat. Păi atunci schimba sistemul. E foarte ușor de spus lucrul ăsta. Noi am mai discutat lucrul ăsta aici. Cu toate astea, impozitul ăsta, taxa pe valoare adăugată, este cel care aduce cele mai mari venituri bugetelor statelor europene. Generează și cea mai mare evaziune, dar generează și cele mai mari venituri. El este complicat, dar este util. Sunt țări care nu-l au. America nu-l are, de exemplu. Are taxă simplă, taxă pe consum, care se percepe la nivelul retail. Nu spuneam de renunțare la taxă, spuneam de reașezarea chestiunilor birocratice legate de colectare. Pentru asta nu avem putere doar noi. TVA-ul este un impozit european. Este reglementat de directive europene. Toată legislația de TVA românească reprezintă implementarea legislației de TVA europene cu mici adăugiri acolo unde legislația europeană permite creativitatea autorităților locale. Deci e nevoie de o schimbare. S-a încercat asta. De o schimbare la nivel european. S-a încercat, la un moment dat, cred că Cehia a fost inițiatoarea ideii, introducerea taxării inverse despre asta. Pe cât mai multe paliere. Asta, într-adevăr, limitează evaziunea fiscală. Dar are un dezavantaj major. Nu mai oferă statului plățile intermediare.
De statul trebuie să aștepte până când colectează de la nivelul, de la ultimul nivel TVA-ul. Deci plățile intermediare, finanțarea pe termen scurt a statului, este afectată de taxarea inversă. De aceea, multe state au fost împotriva ideii. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Dan Schwarz, consultant fiscal, este invitatul zilei de astăzi. Domnule Schwarz, am discutat despre România. Cred că e însă oportun să discutăm și despre ce se întâmplă la nivel internațional. În Statele Unite lucrurile par a funcționa bine, economia pare a merge în sus, chiar cu niște indicatori care sunt mai mult decât pozitivi, ca să formulez brutal această apreciere. Cu toate astea, suntem însă într-un an cu alegeri. Dintr-o parte în alta a globului, chiar și în Statele Unite. La ce să ne așteptăm? Anul acesta este foarte important, într-adevăr, pentru întregul glob, pentru că așa s-a întâmplat, vor fi alegeri în foarte multe țări, inclusiv în România, inclusiv în Europa și, așa cum spuneați, inclusiv în Statele Unite. În anii electorali, pe de o parte, ne putem aștepta la promisiuni, indiferent de țara unde au loc alegerile respective. De-abia au fost alegeri în Indonezia, dacă ați urmărit, și probabil că vor continua, pentru că nu s-a ajuns la un rezultat final, cel puțin din informațiile pe care le-am primit azi de dimineață. Promisiunile întotdeauna sunt periculoase, pentru că ele țin de tentația populistă a tuturor politicienilor de a stimula electoratul în a le acorda voturi. Și este mult mai ușor să stimuleze electoratul promițând decât făcând. Și lucrul acesta se întâmplă nu numai în România, se întâmplă peste tot. Al doilea aspect interesant este dat de faptul că în ani electorali marea majoritate a oamenilor obișnuiți știu că au șansa să obțină ceva. Și atunci asistăm la revendicări organizate, neorganizate, oamenii cer, pentru că, și la modul intuitiv, după părerea mea este la modul mai mult decât intuitiv, este la modul logic, șansa de a obține ceva într-un an electoral este mai mare decât între ciclurile electorale, în mijlocul unui ciclu electoral. De ce? Pentru că politicienii au nevoie de voturi acum. Deci ei trebuie să promită și să și facă, nu fac tot, dar o parte din ceea ce promit fac, foarte repede. Cu ce preț fac? Care este costul acestui populism electoral? Se vede atunci când ne întâlnim cu Fondul Monetar Internațional, cu Banca Mondială, care analizează foarte rece situația economică a unei țări. România anul trecut, de exemplu, în an preelectoral, a avut o creștere semnificativă a gradului de îndatorare. România s-a îndatorat foarte mult comparativ cu anii anteriori. Oare de ce? Au apărut dintr-o dată necesități masive de bani, în condițiile în care România a obținut bani prin PNRR mai mult decât a obținut în oricare din anii anteriori? Nu. Ci pentru că a trebuit pregătit anul electoral. Probabil anul ăsta vom asista la sfârșitul lui la o altă creștere a gradului de îndatorare. Multă lume cred că se întreabă oare de ce vine Fondul Monetar în România. România nu are datorii semnificative. Dar chiar de ce vine Fondul Monetar în România? Preventiv, după părerea mea. Nu pentru că este chemat de guvern? Eu cred că vine în primul rând din proprie inițiativă, pentru că România este o țară importantă în Europa în momentul de față. România este țara care a avut unul dintre cele mai înalte ritmuri de creștere economică în interiorul Uniunii Europene. România a ajuns să depășească produsul intern brut pe cap de locuitor al Ungariei.
Deci România este sus. România, din punct de vedere geografic, este în prima linie. Știți de ce vă întreb lucrul ăsta, dacă femeie e chemat de guvern? Pentru că la ultima vizită, după ultima vizită, propunerile pe care le-a făcut femeiul privind creșterea de fiscalitate coincid în mare măsură cu obsesiile PSD-ului legate de impozitul progresiv și de eliminarea tuturor plafonelor pentru IMM-uri. Dar femeia a mai făcut o propunere, renunțarea la impozitul minim, pe care n-a mai discutat-o nimeni din guvern, peste care s-a trecut cu foarte mare ușurință. Bref, domnule Schwartz, care taxe credeți că sunt ce creștere de taxe credeți că este inevitabilă în, nu știu, anul ăsta sau anul viitor? La ce trebuie să ne așteptăm? Cunoscând politicienii români, mă aștept la o creștere a TVA-ului. Ceea ce este, cum spuneam mai devreme, una din marile erori, pentru că creșterea unui impozit indirect are efecte negative atât la nivelul consumatorilor, cât și la nivelul producătorilor, cât și, în ultimă instanță, la nivelul întregii societăți. Iar în funcție de produsele la care se observă această creștere de taxare indirectă, TVA-ul este un impozit indirect, un impozit pe cifra de afaceri, impozit pe consum, în funcție de natura acestor produse, vom asista la o pierdere mai mare sau mai mică. Apoi TVA-ul afectează în mod semnificativ persoanele cu venituri mici. Pentru că fiecare are un salariu cu care poate cumpăra o anumită cantitate de produse. Cu cât salariul e mai mic, cu atât cumperi mai puțin, dacă prețurile cresc prin intermediul creșterii TVA-ului. Am ajuns, domnule Schwartz, în acea parte a emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. Florin Negruțiu vă va explica imediat 10 întrebări scurte cu răspunsuri la fel de scurte. Te rog, Florin. Întrebarea numărul 1. Cum ați câștigat primii bani? Cred că am câștigat în mod onest, primind un cadou de la bunica mea când eram copil. Dacă mă întrebați cum am câștigat primii mei bani în perioada de maturitate, am avut un salariu. Mi-am început activitatea în perioada comunistă, când venitul marii majorități a populației era format din venitul salarial. În ceea ce privește veniturile mele post-decembriste, am lucrat o perioadă de timp pe salariu pentru o firmă internațională, după care am decis să-mi iau soarta în propriile mâini și am fondat firma pe care o conduc și acum, firma de consultanță. Întrebarea numărul 2. Ce rol educativ avea pușculița din copilărie? Un rol educativ fantastic. Nu știu dacă bunicii noștri făceau lucrul ăsta în mod conștient sau inconștient. Economisirea este esențială pentru bunul mers al unei economii de piață. La modul macro, la modul micro, economisirea este esențială pentru formarea unei mentalități sănătoase a cetățeanului în relație cu munca și cu banii. Românii spun să pui bani albi deoparte pentru zile negre. Deci a fi prevăzător face parte din filozofia de viață a unui popor care cunoaște bine care sunt implicațiile istoriei. Iar românii fac parte din această categorie. Deci pușculița, bunicii, ne-a ajutat pe noi mai târziu să avem economii, să nu cheltuim tot ceea ce consumăm, să ne gândim că va veni o vârstă la care nu vom mai putea produce și când vom avea nevoie de resurse. Asta înseamnă că ne bazăm pe pușculiță. Să te bazezi pe pușculiță, însă, ce înseamnă? Să te bazezi pe tine însuți. Pare mie că actualii guvernanți n-au avut pușculiță când erau mici. Întrebarea numărul 3. Vă mai amintiți prima lecție de contabilitate la firul ierbii? Ce pot să vă spun este că primul examen de contabilitate în facultate l-am picat. Cred că asta spune tot. Pentru că
felul în care se făcea contabilitate în vremea aceea ținea mai mult de viziunea sovietică asupra evidențelor contabile. Și era destul de greu pentru o minte ceva mai liberă să se adapteze. Întrebarea numărul 4. Cât de greu este astăzi să faci un milion de euro? Depinde ce înțelegeți prin a-l face. Să-l câștigi, să-l produci sau să-l obții. Să-l obții probabil că este foarte ușor. Fără efort se poate obține prin diverse mijloace pe care, chiar dacă le cunosc, nu vreau să le fac publice. Să faci un milion de euro în mod corect, respectând toate regulile în momentul de față, într-o economie dezvoltată, România este foarte aproape de o economie dezvoltată și într-o economie globală, cu foarte multe solicitări și pericole, nu este ușor. Iar ca majoritate, chiar în Statele Unite, a populației, la ieșirea din perioada de activitate, sunt destul de puțini milionari. Nu sunt puțini, destul de puțini. Iar pentru a putea să ai o bătrânețe liniștită, în America se spune că ai nevoie de cel puțin un milion de dolari în bancă. Întrebarea numărul 5. Ce au în comun jazzul și fiscalitatea? De multe ori, ambele se bazează pe improvizație. Jazzul este o artă a improvizației. În fiscalitate, deși aparent trebuie să respecti foarte multe reguli, de foarte multe ori, în special într-o fiscalitate greu de stăpânit și de înțeles ca aceea din România, improvizația este esențială pentru a putea face față unei sfidări de moment. Nu m-aș fi așteptat la răspunsul ăsta. Întrebarea numărul 6. Câte viniluri aveți și care este cel mai prețios? Da, o întrebare foarte bună. Cred că am peste 3000 de viniluri. Cel mai prețios depinde... Dar dumneavoastră nu stați acasă, nu? Poftim? Cu 3000 de viniluri nu stați acasă. Nu, stau, mai reușesc să stau în casă. Stau acasă pentru a le asculta. Sunt foarte bine așezate. Iar cel mai valoros depinde din ce punct de vedere îl privești. Din punct de vedere financiar, nu cred că am viniluri care să reprezinte piese de colecție de să aibă o valoare peste valoarea medie a unui disc. Dar din punct de vedere muzical, am un disc care este preferatul meu, aparține lui Miles Davis, se numește Kind of Blue și anul ăsta împlinește, cred că, dacă nu mă înșel, 65 de ani de când a fost înregistrat. Întrebarea numărul 7. Cum trăiesc cei mai bogați români pe care i-ați întâlnit? Bine. La modul serios. Pentru că cei mai bogați români, după părerea mea, se împart în două categorii. Sunt românii care înțeleg bogăția prin a-și asigura lor, familiilor lor, un standard de viață rezonabil și în același timp prin a împărți o parte din ceea ce câștigă cu societatea și prin aceasta se simt foarte bine social și sunt acceptați relativ ușor din punct de vedere social. Și există cealaltă categorie de români bogați pe care eu îi numesc îmbogățiți. Aceștia sunt cei pentru care bogăția înseamnă o sfidare. Sunt aceia care trebuie să arate că sunt bogați. Sunt cei care fac tot posibilul pentru a scoate în evidență faptul că ei au bani. Contează mai puțin cum au fost făcuți, contează mai puțin cum sunt cheltuiți. Ce contează însă este ca cei din jur să știe că banii există în persoana respectivă. Întrebarea numărul 8. Cât de valoroasă mai este astăzi bancnota de 100 de dolari? Are valoarea pe care i-a dat-o timpul.
cu 100 de dolari astăzi se cumpără mult mai puțin decât se cumpăra cu 100 de dolari acum 5 ani sau 10 ani. Cu toate acestea, bancnotele mari în Statele Unite, care există teoretic 500, 1000 de dolari, am văzut chiar la un moment dat se vorbea de bancnotă de 1 milion de dolari, sunt doar fantezii ale unora și ale altora. Nu sunt folosite și nu se încurajează folosirea lor. Deci bancnota de 100 de dolari face față necesităților momentului. Deci încă are valoare. Întrebarea numărul 9. De ce are Donald Trump atâția adepți în America? E o întrebare foarte bună la care m-am gândit de foarte multe ori. Răspunsul meu poate este mai puțin obișnuit, dar cred că are atât de mulți adepți în America din cauza felului în care Partidul Democrat înțelege să facă politică. Deci, cei care votează pe Trump reacționează la excesele din cealaltă zonă a spectrului politic. A doua oară, Partidul Republican American a ajuns să reprezinte, în esență, extremele. Oameni foarte bogați sau oameni foarte jos pe scara socială. Aceștia însă formează o majoritate. Iar Trump, prin carisma pe care o are, pentru că are carismă, chiar dacă ne place, chiar dacă nu ne place, chiar dacă e o carismă negativă pentru un liberal iubitor de democrație, atrage exact acești oameni care numeric sunt mai mulți decât cei educați și care votează partea cealaltă. Și întrebarea numărul 10. Știți un banc contabil? O să vă spun pe cel mai scurt. Dane, n-am. Mulțumesc mult. Luăm pauză, ne întoarcem pentru finalul emisiunii. Ne-am întors ultima parte a emisiunii în fața ta. Invitatul de astăzi e consultantul fiscal Dan Schwartz. Domnule Schwartz, cu toate că avem piedici fiscale puse în legislație de guvern anul trecut și în practică de anul ăsta, mediul privat, economia privată, pare că merge bine. Este de multe ori, în ciuda ajutorului ăsta, între ghilimele, al statului român. Cum vă explicați lucrul ăsta? Este și părerea mea și explicația pe care o am este exact ceea ce spuneam mai devreme. Consider că noi românii avem o capacitate de reziliență foarte bine dezvoltată. Odată, istoric vorbind, pentru că am trecut prin multe dificultăți de-a lungul timpului, a doua oară, anii tranziției, ultimii 30 de ani, au fost foarte duri cu foarte mulți dintre noi. Iar cei care au reușit să iasă la liman după această perioadă, în continuare fac tot posibilul pentru a rămâne la suprafață. Și dacă la aceasta adăugăm talentul pe care îl avem, dorința de învățare a celor care sunt în, nu numai în mediul de afaceri, în toată zona care ține de dezvoltare, aici vorbim și de învățământ, știință, toate celelalte, armată este esențial. Deci toate lucrurile acestea puse cap la cap duc la ideea de supraviețuire și nu oricum. Pentru că am învățat cu toții că nu e suficient să supraviețuiești, ci trebuie să supraviețuiești cu demnitate. Și trebuie să fii acolo unde tu îți dorești și unde este locul tău. De aceea eu cred că, independent de politică, economia își face treaba. Mulțumim foarte mult, domnule Dan Schwartz, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, numai bine. Ne revedem!